ne-am reîntors sus în locul de filmat, dar nu ne-am întors așa oricum, pentru că iată că am o surpriză pentru voi. Am reamenajat aici, încerc întotdeauna să fac lucrurile pe cât de bine se poate și să avem cadre cât mai frumoase. Să știți că tot procesul a fost o întreagă nebunie, o să-l vedeți în videoclipul de miercuri, o să vedeți cine l-a făcut, cum l-am făcut, cum l-am montat. O să vedeți toate detaliile, vreau doar să vă zic că sunt super, super încântată și sper din suflet să vă placă și vouă. Mai mult decât atât, am încercat așa să mă asortez cu acest top în culoarea decorațiunii de acolo, a pantofului magenta, pentru că tot se poartă această culoare. Anul acesta este culoarea anului 2023 și pentru că sunt super, super încântată, vreau să vă zic că acest clip de astăzi va fi dedicat în totalitate giveaway-ului pe care îl organizez. V-am promis că or să mai fie giveaway. Și să știți că pe acesta îl fac cu aprobarea voastră, pentru că, și aici vreau să am parte de toată atenția voastră, sunt produse în marea lor majoritate desigilate sau testate de mine. V-am întrebat în diferite clipuri dacă ați vrea să participați la un astfel de giveaway, cum vi se pare ideea, și foarte multe dintre voi mi-ați răspuns afirmativ. Până la urmă nu este nimeni obligat să se înscrie, se vor înscrie doar persoanele care își doresc să primească aceste două premii, pentru că da, avem două premii, nu avem premiul 1 și 2, am încercat să le fac egale și să ofer foarte multe produse. O să vă prezint astăzi produsele de la cele două premii, o să specific care sunt desigilate, care sunt noi, pentru că am vrut să fac în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea și pe lângă produsele desigilate am pus și produse noi din colecția mea pe care ori n-am apucat să le testez, ori am considerat că nu mi se potrivesc. Așadar, zic eu că este o ocazie bună să testați produsele. Să știți că am primit multe, dar foarte multe mesaje în privat în care eram rugată să ofer aceste produse. Și pentru că nu am vrut să favorizez pe absolut nimeni, am decis ca sorții să-și facă de cap și să decidă ei cine va câștiga aceste două premii. Care sunt condițiile? Sunt foarte simple și sunt aceleași ca de obicei, pentru că îmi doresc ca aceste premii să ajungă la comunitatea mea. Trebuie să vă asigurați că v-ați abonat acestui canal, aveți link în descriere, puteți apăsa foarte, foarte ușor butonul de subscribe, să dați like și să lăsați coment la acest videoclip pentru a putea extrage eu câștigătoarele. Mult, mult succes! Așa cum vă spuneam, avem două premii și o să încep să vă prezint produsele de la unul dintre ele. Nu pot să le numesc premiul 1 și 2. Așadar, nu mai zăbovim foarte mult și trecem la treabă. O să le iau într-o ordine în care îmi vin la mână. O să încep cu o ojă. Este o ojă de la Pink Panda. Este o ojă pe care eu am primit-o într-un, nu mai știu dacă era punga aceea, mystery bag, că nu venea denumirea. Oricum, nu am desigilat-o, nu am deschis-o. Este din colecția de Halloween, deci este cu siguranță în termen, într-un portocaliu foarte interesant, dar voi mă știți pe mine că eu nu folosesc astfel de culori pe unghii și nu avea rost să o păstrez. Apoi, un produs foarte interesant și destul de costisitor de altfel, de la Emma Hardy, este un ulei facial. Eu nu pot aplica uleiuri faciale pentru că mi-ar cauza cu siguranță probleme, dar sunt convinsă că sunt persoane cărora li se va potrivi acest produs. Așa cum vă spun de foarte multe ori, suntem diferite și asta este absolut minunat, pentru că ar fi culmea să ni se potrivească tuturor aceleași produse. Apoi, am aici un produs care este evident sigilat și este de la Balea. Cred că este un produs pe care l-am luat eu în vară, dacă nu mă înșel, de la DM sau l-am primit, nu mai rețin exact. Este un balsam de buze, Tropical Vibes, îngrijește și protejează cu unt de capuacu. No idea ce înseamnă, n-am idee. Ulei de acai, ulei de cocoa, ulei de cacao, vitamina E și ceară de albine. Un produs interesant, dar pentru că aveam foarte multe desigilate, nu avea rost să îl încep. Apoi, avem un Purifying Facial Cleanser de la un brand care se numește Groom. La fel, și acesta este un produs sigilat. Este, nu vreau să-l mai desigilez acum și să mai pun mâna pe el, vi-l pot arăta doar așa, ca să nu mai contaminez eu, cu toate că nu e cazul, dar nu avea rost să-l țin pentru că eu am cleanserul meu preferat. Nu o să vă dau explicații la fiecare produs de ce nu-l țin, bănuiesc că este de înțeles, nu mi se potrivesc și punct, nu înseamnă că sunt produse rele, doar că nu au rost să stea la mine până când mă decid eu să le testez. Mai departe, avem
Cred că de prin cutiuțele Look Fantastic de la Magneton London, Wipe Out Swipes, sunt acele dischete cu ajutorul cărora vă puteți demachia în cazul în care le umeziți cu apă. Sunt două la număr. Sunt acestea de aici și le puteți spăla foarte ușor în mașina de spălat, evident că nici acestea nu sunt folosite. Apoi am pus aici pentru voi niște testere, că m-am gândit că v-ar plăcea să mai descoperiți produse noi. În primul rând de la Estée Lauder, miraculosul și absolut minunatul, fondul de ten Double Wear, din gama Double Wear. Eu am aici pentru voi nuanța 4N1 Shell Beige cu SPF 10. Și apoi, de la Elisha Koi, sunt tot așa niște testere. În primul rând, din gama Tetra Force, este acea gamă pentru tenurile cu tendință acneică și exces de sebum. Aveți un cleanser și crema. Și aici, din gama, asta nu mai știu cum se numește, Hydro Safe Plan, tot așa aveți un serum și o cremă. Zic că vă va putea ajuta să vă dați seama de produs. Pentru că nu are rost, efectiv nu are rost. Dacă ați văzut, nu mai știu, ultimele clipuri, nu mai rețin exact care a fost, ați văzut cu siguranță acest produs. Este un dispozitiv care teoretic te ajută să îți trasezi linia de tuș. Nu l-am desigilat, nu l-am testat, mi-e suficient acela cu carioca. O să vă las pe voi să testați și să vă distrați cu această minune. Este un produs pe care l-am achiziționat de pe pensulemachiaj.ro, întotdeauna uit site-ul. Am pus și niște măști. Ah, o să încadă toate produsele de aici. Yay, a căzut unul. O să-l recuperez imediat. Am pus și niște măști ca să vă răsfățați așa un pic. De la, asta cred că este de la Holika, cred, nu mai rețin. Este o mască ce conține extract de lămâie, ce oferă luminozitate tenului. Da, nu mai rețin exact. Ba da, Holika este. Așa arată. Apoi, am mai pus o mască de picioare de la Beauty Pro, Food Therapy Collagen Infused Booty. Așa se numește produsul. Tot așa cred că am primit-o eu prin cutiile Look Fantastic, dacă nu mă înșel. Și o mască de la Ariul, 7 Days Mask, ce conține lămâie. Ca și detalii, mască compresă Ariul, 7 Days Lămâie, luminozitate și netezire. Este asemănătoare cu cea de mai devreme, dar sunt de la branduri diferite, așa vă puteți face o părere. Mai am aici două produse. Unul este testat și anume acesta de la Cupio. V-am zis eu, este un contouring stick. V-am zis că eu nu mă împac foarte bine cu el. Pe tenul meu nu se blenduia foarte bine, așadar nu avea rost să-l păstrez și îl ofer la giveaway. Și aici o mascara sigilată de la Pharmacy, este aceea Zen. Imediat vă arăt și ambalajul produsului ca să vă dați seama despre ce produs este vorba. Și cred că am zis produs în ultimele două secunde de vreo două sau trei ori. Așa arată produsul. Și v-am spus, nu l-am desigilat pentru că știam că nu va rămâne la mine. Am mai avut unul la fel. Mai departe, am aici un, dați să pun creionul că o să mă încurc în ele, de la Catrice True Skin High Cover Concealer. Nu mai știu de unde l-am și cum am ajuns în posesia lui, cert este că nu mi-aduc aminte să-l fi folosit. Cred că totuși l-am desigilat, dar de folosit nu l-am folosit, așadar nu o să mai scot pensula. Promite că rezistă 18 ore și că hidratează foarte bine zona cearcănelor. Tot de pe site-ul acela pensulemachiaj.ro sau cum Dumnezeu era, vă aduceți aminte că am primit cadou acest primer pentru pleoape de la un brand pe care nu îl cunosc sincer și este de asemenea un produs pe care nu are rost să-l țin la mine pentru că mai am primere și nu, chiar nu vreau să irosesc produse și să expire. Apoi, am un set de pensule din acestea micuțe care vă pot ajuta la aplicarea fardului de pleoape. Țineți cont că acesta este un singur premiu, da? Și numai puțin să recuperez și eu creionul de jos, pentru că am aici pentru voi o selecție de creioane. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, de la Essence, este acel Cajal Pencil, acel clasic creion dermatograf negru, evident, netestat. Nu v-aș putea da un produs care a fost testat pe țesuturile mele moi, nu mi se pare deloc ok să fac acest lucru și credeți-mă că m-am orientat către produse care nu ar avea
nu ar exista niciun pericol să fie testat de alte persoane după ce am făcut-o eu. Tot de la Essence este un creion de buze. L-am testat pe mână, niciodată pe buze. Cam așa arată nuanța. Este un creion, cred că l-am testat și atunci când am făcut make-up declutter-ul, l-ați văzut pe mâinile mele. Apoi, stați să văd de la ce brand mai am. De la Maybelline, Color Sensational, tot așa un creion pentru buze. Ce mai avem? De la Diego de la Palma, tot un creion pentru buze și arată cam așa, într-un nude roze foarte, foarte frumos. Evident că acum nu le voi mai testa pe mână, am făcut-o, cred, în acel clip. Și de la Lord & Berry, un creion de ochi într-un auriu arămiu, să-i spunem. Cam acestea sunt creioanele de la acest premiu și trecem mai departe. Sau mai am? Nu, mai am câteva. De fapt, unul. De la Charlotte Tilbury, Color Chameleon Pillow Talk. Este un creion pentru ochi și arată cam așa nuanța. Și apoi un tuș, la fel nu l-am folosit, de la Pupa, din gama Vamp. Este un tuș cu care eu cu siguranță nu m-aș descurca pentru că are acel tip de periuță foarte, foarte fină și subțire și foarte flexibilă. Ori eu nu mă descurc nici cu o periuță, cu o pensulă mai rigidă, în special cu aceasta. Un ruj, acum eu l-am pus, decideți voi dacă vreți să-l folosiți, pentru că acesta este într-adevăr testat pe buze, dar o singură dată, de la Maybelline, din gama Superstay Vinyl Ink. Așa arată produsul și este nuanța 55 Royal. M-ați văzut, cred că odată purtându-l în clip, acela fiind și unicul moment în care am testat acest produs. M-ați întrebat, am primit multe comentarii atunci în care eram întrebată ce culoare port pe buze sau ce produs. Ei bine, era vorba despre acesta. Nu l-am mai testat de atunci, cred că sunt câteva luni, după ce m-am întors eu din Anglia. Deci cred că sunt vreo 3-4 luni de când l-am testat și de atunci stă așa sigilat, deci nu cred că mai are niciun fel de problemă. Nu mi-a plăcut cum rezistă pe buze în comparație cu rujurile din gama Superstay Matte Ink. Așadar, nu are rost să-l mai țin pentru că e păcat de el. Un iluminator, un iluminator de la Ila Masca, care mi-a plăcut mult, mult de tot, doar că eu am mai avut unul asemănător, acesta fiind al doilea și cred că este testat strict pentru un swatch, stați că nici nu mai știu să-l desfac. Deci cred că i-am făcut maxim un swatch, așa arată, este în termen și vreau să vă zic că este unul dintre cele mai bune iluminatoare pe care eu le-am testat. Trecem apoi la palete, pentru că da, am pus și multe palete, dar de asemenea am mai pus și de la Essence acest Coffee to Glow Healthy Glow Face Scrub, ce conține cafeină sau cofeină și să știți că acesta este sigilat, este un produs nou, nu l-am testat pentru că, la fel, am prea multe produse. Paletele, aproape toate, dar hai că vi le iau pe rând. În primul rând, de la Essence, din colecția Disney Classics, acest iluminator blush. Este un 2-in-1 cu Bambi, știți că mi-a plăcut foarte mult, l-am testat de vreo câteva ori, dar vedeți că scrisul este intact și produsele acestea de tip pudră rezistă foarte, foarte mult în timp. L-am aplicat cu pensula, nu mi-am pus degetele în el, deci este și el un produs safe. Doamne, ce era să scap! Era să trag și o înjurătură. Avem o paletă de la Pharmacy, pe aceasta nu mi-amintesc exact dacă am testat-o, s-ar putea să fi testat-o odată să-mi fac o opinie. Vine și cu protecția aceasta, este o paletă de contouring și avem aici trei nuanțe, mai închisă, mai deschisă și medie, de fapt și deschisă, pentru a vă putea juca cu ea să vedeți cum vă iese contouring-ul, până să treceți la produsele cremoase, pentru că acelea sunt un pic mai tricky, în sensul în care trebuie să ai grijă cum le blenduiești. Pentru început zic că o astfel de paletă este bună de testat. Apoi, am aici o paletă de la Vibo, habar n-am, Rhythm of Freedom Eyeshadow Palette. Nu mai știu dacă am testat-o, chiar nu mai rețin. Posibil, da, cred că i-am făcut un swatch la un moment dat, în momentul în care am primit-o, cam acestea sunt nuanțele. O paletă interesantă, cu nuanțe care mie mi-au plăcut destul de mult, dar pentru că aveam prea multe palete, nu avea rost. Cred că am testat una, două nuanțe, în cele cu sclipici sau metalizate, nu
cred că mi-am băgat degețelele, așadar ajunge aproape intactă la voi. Și mai am două palete, tot de data asta de la Catrice, din gama Disney Classics, o paletă cu Mary din Pisicile Aristocrate, multi-effect eyeshadow palette. Am testat-o alături de voi pe un clip și atât, doar câteva nuanțe sunt atinse de către mine, în rest paleta este și ea intactă și este o paletă cu nuanțe foarte, foarte drăguțe, multe nuanțe mate, multe nuanțe metalizate, deci aveți cu ce să vă jucați. Sunt 3 pe rând, ori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 culori aveți în această paletă. Și ultima, pentru că știu că asta a atras multe comentarii pe care le-am primit, de la Kat Von D, For Lolita, cred că For, nu Por. Și este o paletă pe care am iubit-o și într-adevăr aceasta a fost un picuț mai folosită, în special nuanța aceasta lună. Încă o dată vă spun că eu vi le ofer, voi mai departe faceți ceea ce doriți cu ele. Voi mi-ați spus de multe ori, m-aș certa de fapt, dacă mi-aduc eu bine aminte, la primul declutter și în sensul pozitiv, nu zic într-un sens negativ că m-aș certat, că eu atunci aruncam paletele de farduri dacă depășeau un an, de exemplu, și voi mi-ați spus nu le mai arunca pentru că fardurile au minim 5 ani valabilitate. Așadar, v-am ascultat și am păstrat-o și îmi doresc să o ofer mai departe. La fel și aici sunt foarte, foarte multe nuanțe netestate, cel puțin acestea 3 de sus, acestea 3 de jos, deci nu vă gândiți că vă dau palete care sunt pe jumătate terminate sau ceva de genul. Nu. Singura nuanță pe care într-adevăr am testat-o de mai mult este aceasta și se vede, în rest, abia dacă am atins pensula de produs. Cam acesta a fost premiul, sau acestea au fost produsele de la unul dintre premii. Îmi organizez pe aici și trecem acum la produsele care se vor afla în premiul următor. Am schimbat aici produsele și vom începe cu acest burețel de machiaj, evident sigilat, de la Senso Pro Milano, tot așa primit de pe site-ul acela Pensule Machiaj. V-am pus și aici, am încercat, v-am zis, să fie cât de cât asemănătoare premiile, aceste make-up removers, acele peduri pe care le umeziți și îndepărtați machiajul, sunt de la Glove, un brand destul de cunoscut și cred că tot așa le-am de prin cutiile Look Fantastic. Am pus și aici mostre, tot așa, una de fond de ten, tot 4-in-1 shell beige, tot double wear de la Estée Lauder. Tot de la Elisha Coi din gama Hydro Safe Plan, serumul și crema. Și aici avem altceva, avem din gama Premium Gold Collagen, dar stați să-mi dau seama ce avem. Avem un cleansing foam, adică o spumă de curățare și o cremă. Ambele conțin colagen. Bun. Am pus niște măști pentru că ambele câștigătoare vreau să se răsfețe în timp ce se joacă, de ce nu, cu produsele. De la Le Mini Macaron, tot așa o mască pentru picioare. Arată delicios masca asta, sincer vă zic. Apoi de la Seventh Heaven, o mască detoxifiantă, aceasta de aici. De la Thank You Farmer, o mască pentru hidratare, pentru luminozitate, Deep Cotton Mask True Water. Vă zic imediat și ce informații avem aici. O gură de apă revigorantă pentru pielea însetată. Această mască de bumbac True Water Deep oferă hidratare intensă și hrănire în numai 15-20 de minute. Masca de bumbac este îmbibată cu o formulă de ingrediente extrem de benefice pentru piele, inclusiv acid hialuronic hidratant, care combate uscăciunea. Și mai sunt și alte detalii, dar le va citi câștigătoarea. Și de la Oriflame, din gama Optimals, această mască tot așa pentru hidratare. Spor la relaxare și la răsfăț. Tot pentru ten am pus aici două produse. În primul rând de la Disciple, Dreamy Skin, tot un ulei. Tot un ulei pe care v-am zis că nu-l pot folosi pe tenul meu. Este un ulei pentru față, nici nu știu cum miroase, nici nu o să mai desigilez acum produsul. Și de la SkinCeuticals, un serum cu vitamina B5. Sper că reușiți să-l vedeți cât de cât. Evident că acestea nu sunt testate de către mine. Un ruj pe care l-am testat de la Sephora,
tot glossed vinil. Vedeți că am încercat să pun și la acest premiu un ruj asemănător, tot așa cu aspect lucios ca al vinilului, doar că nu este de la Maybelline, este de la Sephora. O singură dată l-am testat și pe el și are nuanța 06 All Powerful Red. Mai departe, hai să trecem la creioane, pentru că tot am senzația că o să-mi pice de aici și nu prea îmi place treaba asta. Am un tuș de la Revolution care mi-a plăcut tare mult, cel puțin ambalajul. Nu mai mi-aduc aminte sigur dacă l-am testat, posibil să da. Cam așa arată, este de tip cariocă. Cred că merg foarte bine produsele astea la orice femeie, dar mai ales la cele care nu au niște produse preferate și atunci pot încerca mai multe cu ocazia aceasta. Am pus și aici un creion de la Essence, tot așa din gama asta Soft and Precise Lip Pencil. Aceasta este nuanța, testat doar pe mână. Apoi, nu v-am zis nuanțele, dar nici nu știu dacă are neapărat importanță, 301 Romantic are acest creion. Apoi de la Weibo Vibo, Flip That Lip, tot un creion pentru buze, tot așa un nude roze. Majoritatea sunt asemănătoare pentru că, evident că le-am luat pentru mine și atunci astea sunt culorile care mie îmi plac și mi se potrivesc în opinia mea. De la By Terry, un creion pentru ochi, dacă dincolo am pus de la Charlotte Tilbury, de data aceasta punem de la By Terry. Nu știu ce nuanță are exact, dar este... Bronze Moon. Este un bronz, aceasta este culoarea. Apoi, tot așa un liner de la Mina, doar că este maro, netestat. Deci nu s-a atins de pielea mea, doar așa a fost desigilat și evident că, din păcate, termenul i-a curs și este pe jos. Și un creion de tip dermatograf de la Diego de la Palma, negru și el, și arată cam așa. E prea departe. Mă gândeam să iau creionul, să nu cumva să fi intrat pe sub scaun și să uit să-l pun în premiu, dar e acolo lângă ușă și cu siguranță nu-l ratez. Am pus și un... stick din acesta iluminator, l-am testat doar pe mână, nu l-am testat pe față, de la Roen. Cred că este primit anul acesta în calendarele advent, deci este așa foarte proaspăt și recent intrat în colecția mea. Nu vrea să stea absolut deloc. Și mai departe, mai am 3 produse și trecem la palete. Este vorba despre acest concealer serum de la NYX, Bare With Me. Știți că l-am testat o singură dată în clip și pentru mine nu a funcționat. Eu am nevoie de o acoperire mai mare pentru că sunt zile în care cearcănele, din păcate, sunt destul de adânci. Apoi de la Douglas am aici un... nici nu știu cum să-i spun, un recipient în care puteți pune voi parfumul vostru preferat și apoi îl puteți lua în geantă, evident nefolosit, pentru că nu aș fi putut să vă dau un produs în care mi-aș fi pus eu parfumul și apoi să puneți voi altul. Și o pilă de la Pupa, m-am gândit că este foarte utilă, mai ales că are o dimensiune așa foarte micuță. Acum, paletele, să încerc să nu le sparg. De la Essence este un iluminator achiziționat anul acest, în 2022. Încă mi-e complicat să mă obișnuiesc cu anul trecut, referindu-mă la 2022, din gama Cute as Shell, un blush lighter, îi spun ei. Este un blush cu iluminator, un produs de tip 2-in-1. Cred că este o colecție care a apărut prin vară. Dacă dincolo am pus Bambi, iată că aici avem Dumbo. Și așa arată produsul. Nu mai știu care dintre cele două l-am folosit mai des, pe care dintre cele două l-am folosit mai des, dar ambele mi s-au părut decente. Și apropo de decent, o să vină luni un clip de Get Ready With Me în care vom testa acele palete pe care le-am cumpărat recent de la DM. Iar a fost un circ total, o să vedeți acolo și pe lângă paletele acelea mai testez un fond de ten, SPF-ul de la BioBalance, deci aveți produse interesante de descoperit luni. De la Catrice am renunțat la această paletă, Bronze Away to Costa Rica, este o paletă de bronzere, iluminatoare. Eu le-am testat mai mult pe corp, aici în zona pieptului, nu prea le-am aplicat pe față, așadar sunt și ele foarte, foarte puțin testate, aproape intacte. Următoarea paletă este cea de la Sephora și cea pe care am primit-o eu de la Floridinu.
nu vreau să se supere pe mine, dar este o paletă atât de completă încât n-am putut să nu o dau mai departe, pentru că eu am altele după care întind mâna mai des. Este o paletă completă pentru că are atât farduri de ploape, cât și blush, bronzer și iluminator. Să știți că aici în iluminator, din greșeală, mi-a intrat unghia, dar nu are nimic. Fardurile de ploape, cred că doar 3, maxim 4 sunt testate. Cred că acestea 4 de aici, acestea nici nu m-am atins de ele. Știți vorba aia, dar din dar se face rai. Aș fi putut foarte bine să o păstrez, dar am zis că e mai bine să ajungă la una dintre voi, mai ales, nu știu, la o fată la început de drum. Cred eu că îi va face o mare, mare bucurie. Avem aici și oglindă. Este o paletă foarte interesantă de testat. Și încep cele mai interesante aici de la Revolution. Forever Flawless se numește paleta, am văzut acum scris pe spate. O dată, cred, nu mai știu. În orice caz, am ținut paleta asta ceva timp pentru că am folosit sclipiciul. Acesta de aici și mai este acesta de aici. Interesante. La culori nu cred că am testat 3. În general, acesta mai închis l-am testat. Și cred că atât, și poate auriul acesta, în rest nu m-am atins de pastilele acestea de fard care se află în paletă și este una pe care am luat-o eu, cred că în 2022, deci este și ea destul de proaspătă. Și ultima paletă din acest premiu și din acest giveaway este de la Huda Beauty New Nude, la fel o paletă pe care am testat-o mai intens, la fel ca și pe cea de la Kat Von D. Câteva nuanțe, eu când fac o obsesie, asta e problema la mine, că mie îmi plac câteva nuanțe din fiecare paletă și atunci nu pot să păstrez 10 palete pentru că îmi plac două nuanțe dintr-o singură paletă. Încerc să renunț la ele și să descoper palete care poate înglobează mai multe culori pe gustul meu. Cam acestea sunt cele două premii. Sper din suflet să primiți bine acest giveaway. Eu vă ofer produsele cu toată bucuria și cu speranța că vor ajuta două fete și că le va face fericite. Repet, nu vă înscrieți dacă nu vă doriți produse desigilate în marea lor majoritate, cu toate că ați observat că sunt și produse noi puse aici. Lăsați loc celor care cu adevărat și le doresc și eu voi mai organiza, bineînțeles, pe parcurs alte giveaway-uri cu premii, așa cum obișnuiesc să fac noi. Mă bucur că au ajuns și coletele de la giveaway-ul din Vlogmas, am primit mesajele de confirmare de la fete, mă bucur tare, tare mult că le-am făcut și lor o bucurie și încerc să fac lucrurile pe cât de bine pot eu ca să fiu și eu bine și voi din comunitatea mea. Așa cum voi zilnic îmi oferiți câte un gând bun, câte un comentariu frumos, câte un like, câte un share, câte orice, vreau și eu să vin la voi și să vă ofer din ceea ce am, așa ca să fie bine pentru toată lumea. Concursul va dura, nu știu, hai să-l lăsăm pentru 2 săptămâni, nu îmi dau seama acum ce dată va fi, dar de azi, în 2 săptămâni, într-o vineri, dacă mi iese bine la socoteală, se va încheia acest giveaway. Un share pe Instagram ca să afle lumea de acest concurs ar fi super, super apreciat. Și ce pot să vă zic? Mult, mult succes și abia aștept să ne revedem luni cu un circ de make-up. Să aveți un weekend absolut minunat și să fie la fel de cald ca azi, când filmez eu, adică joi, 20 de grade. Să fie așa și în weekend. V-am pupat!